Pacienta era internată de 2 zile la spitalul din Târgu Jiu cu afecțiune abdominală și nu dădea semne că ar avea altfel de probleme. Azi noaptea a ieșit din salon sub pretextul că merge la baie și până la tragedie nimeni nu știe ce s-a întâmplat. S-a aruncat pe unul din geamurile holului de intrare în secția medicală 2. Nu a spus nimic, era internată pentru o colică abdominală. Cadrele medicale nu au sesizat lipsa femeii din salon, dar au fost anunțate de o patrulă a poliției că a găsit o femeie fără suflare pe trotuarul din fața spitalului. Pacienții din salon au auzit-o când a plecat din salon, ba chiar a luat bastonul uneia din femeile cu care era internată, dar n-au știut, au crezut că pleacă undeva să se plimbe, să ducă la toaletă, deci nu a știut nimeni ce are de gând să facă. Tot în Gorj, o tânără în vârstă de 34 de ani a murit după ce a fost lovită de un tren în zona defileului Jiului. Polițiștii anchetează acum condițiile în care s-au produs cele două tragedii și iau în considerare atât varianta accidentului, cât și a sinuciderii.